Salutare pariorii! Pentru ziua de luni, tipsterii de pe site-ul biletul-zilei.com au pregătit 3 pronosticuri. Haideți să le vedem! Beroe Ludogoreț. Radu Oprea spune că Ludogoreț domină de ani buni campionatul din Bulgaria și, în mod normal, nu ar trebui să întâmpine probleme împotriva unei echipe aflate la jumătatea clasamentului. Diferența de calitate dintre cele două echipe este foarte mare, așa că pronosticul tipsterului nostru merge pe victoria lui Ludogoreț. Lecce Fiorentina. BMG crede că la această partidă vom avea parte de spectacol, deoarece un rezultat de egalitate nu ar mulțumi pe nimeni și este de așteptat să vedem două echipe care să pună accent pe faza de atac. Prin urmare, pronosticul său merge pe minimum 2 goluri marcate și pe cel puțin 7 cornere produse în meci. Wade și-a îndreptat atenția spre confruntarea din NFL dintre LA Chargers și Denver Broncos. Avem de-a face cu o rivalitate foarte mare între cele două formații, iar cei de la Chargers vor pleca din postura de favoriți, mai ales că adversarii de la Denver au dezamăgit în acest start de sezon. Astfel, pronosticul tipsterului nostru merge pe victoria celor de la LA Chargers. Pentru mai multe ponturi, vă invit să accesați site-ul biletul-zilei.com, iar dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru.